S-a născut pe 29 martie 1941 la Brașov, în aceeași zi și la aceeași oră cu viitorul ei soț, Ștefan Andrei, fost șef al relațiilor externe al UTM, ministru de externe între 1978 și 1985, ulterior viceprim-ministru al guvernului, care era cu 10 ani mai mare decât ea. În 1965, Violeta Andrei a absolvit Institutul de Teatru cu media 9,86, a debutat la Teatrul Giulești, apoi a intrat prin concurs la Teatrul Bulandra din București. Actrița a apărut pe marile ecrane în 1966 în filmul Golgota și a fost distribuită de-a lungul timpului în peste 60 de pelicule. În iulie 1990 a vorbit pentru revista Flacăra despre relațiile dificile cu familia Ceaușescu, explicând care au fost motivele pentru care a fost supusă unei interdicții parțiale de a da interviuri și de a apărea în roluri principale în filme sau la televiziune. Soțul meu mi-a mărturisit, pe când se afla la Rahova în arest preventiv, că nu știe dacă să-i pare rău că în această perioadă nu a fost vândut de toți sau a fost vândut de prea puțin, sau că era mai bine să fie vândut complet. Chiar și procurorul care era de față la vorbitorul respectiv a spus că nu era bine, că oricând putea să ne omoare o mașină, pe el, pe mine, pe copilul nostru, așa încât poate că e bine că nu am fost vânduți de toți. Foarte mulți oameni erau înnebuniți când îl auzeau că vorbea pe șleau despre situația țării și despre soții Ceaușescu, că își manifesta pe față nemulțumirea. Pot să spun că pictorul Sabin Balașa a venit acum vreo 2 ani la mine, la teatru, să-mi spună: Violeta, vreau să-ți spun un lucru. Nu am avut curaj să vin la voi acasă, dar să știți că sunteți vizați. Pe Andrei vor să-l termine. Vorbește prea mult, își dă drumul prea tare la gură și să știi că sunteți foarte urmăriți. I-am spus că știu foarte bine acest lucru. În 1972 am jucat în piesa Undin și, cu toate că din piesă s-a scos o oră, cei doi soți Ceaușescu m-au văzut la TV și atunci am fost interzisă. În 72-73 nu am mai avut voie să apar nici la TV, nici în film. A doua zi au văzut o cronică în Contemporanul, l-au chemat pe soțul meu și i-au cerut să divorțeze de mine. El nu a acceptat, pentru că mă iubea. Am suferit enorm. Să fii interzis la vârsta de 31 de ani e foarte dur. Exact atunci când începi să te maturizezi, când începi să înțelegi ce este cu adevărat arta. Pentru mine a fost cumplit. Ca să fiu foarte sinceră, 6 luni de zile am fost tentată de ideea sinuciderii, dar nu a unei sinucideri spectaculoase, ci a unei morți care se pară naturală. În 73, un regizor, Iulian Mihu, a avut curajul să mă distribuie într-un film. A zis că trece peste orice și el mă propune în filmul lui. La teatru jucam, pentru că la teatru nu veneau. E adevărat că foarte multe soții mi-au băgat foarte multe fitile, mă asociau cu personajele pe care le jucam. M-au urât din prima clipă când m-au văzut. Am fost conștientă de lucrul acesta. Am jucat în film, dar la vizionare o treime a fost tăiată. Mihu a continuat să mă distribuie și chiar și acum sunt distribuită în filmul pe care îl va începe în septembrie. Sper că mi se va da voie. Sper că interdicția mea s-a terminat. Sper. După 22 decembrie, mie mi-a fost frică să mă duc la teatru, dar colegii mi-au dat telefon acasă și mi-au spus că ei mă apără pentru că sunt colega lor și țin mult la mine. Eu și soțul meu am făcut foarte mult pentru teatru. I-am ajutat la internări în spitale, procuram medicamente, îi ajutam să se cazeze când plecau în turnee. Vorbesc puțin haotic, de obicei sunt mai ordonată în idei, dar acum e greu. Trec de la situația mea la cea a soțului meu, pentru că ele merg în paralel. În 85, el a fost la Moscova împreună cu Ceaușescu și atunci Gorbaciov a spus că este cel mai renumit ministru de externe. Lui Ceaușescu i-a căzut fața și i-a zis: de acum te ocupi de probleme interne. Adică nu a suportat. Ăsta a fost ultimul lucru pe care l-a mai suportat. Până atunci, se purta cu el exact cum se poartă pisica cu șoarecele. Îi folosea relațiile, dar în același timp urla la el. Urlau amândoi la el. Au urlat odată când se aflau la Praga, așa de tare încât a făcut tensiune 26. Se purtau foarte urât cu el, dar în același timp aveau nevoie de creierul lui și, bineînțeles, de faptul că îl apreciau străinii. Cât timp a fost ministru de externe, eu am fost prima soție care nu a avut voie să plece cu soțul ei nicăieri. Am fost pusă într-o situație foarte delicată față de străinii care ne invitau. Interviul cu Violeta Andrei a fost publicat în revista Flacăra în iulie 1990.
Printre cele mai cunoscute filme în care actrița a fost distribuită se numără Canarul și Viscolul, Felix și Otilia, Astă seară dansăm în familie, Veronica se întoarce, Trei scrisori secrete, Agentul straniu, Nu filmăm să ne amuzăm, Mama, Eu, tu și Ovidiu, Brațele Afroditei, Capcana mercenarilor, Saltimbancii, Un saltimbanc la Polul Nord, Comoara sau Canfilme. Filme.